Contează și tu afacerea la Telecom. Ai mobil redus la jumătate cu totul nelimitat. Ai doar costuri, nu și beneficii. Așa faci teleconomie și în business. Salut și bine ați venit la The IT Generation, emisiunea în care ne propunem să vă prezentăm viitoarea generație de milionari din IT din România. Discutăm astăzi cu Bogdan Butunoi, cofondator Qtoggle. Salut, bine ai venit la emisiune. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitația. Ce face Qtoggle? Care este scopul acestui proiect? Cu toții știm că timpul este cea mai prețioasă resursă pe care o deținem și pe lângă acest fapt, unele activități banale din casă devin plictisitoare datorită frecvenței cu care trebuie să le realizăm. Aici aș vrea să dau exemple precum udatul grădinii, reglatul temperaturii sau aprinsul becurilor. Cu gândul de a eficientiza aceste activități și cu dorința de a le automatiza într-o oarecare măsură, am pus bazele Qtoggle, o platformă pentru home automation. Cum v-a venit ideea de a lansa acest proiect? Ce făceați în momentul în care v-ați apucat de el? În urmă cu 3 ani l-am cunoscut pe Călin, adevăratul fondator al Qtoggle, care mi-a prezentat viziunea lui. La vremea respectivă, la nivel de hobby, asupra casei inteligente. Mi-amintesc faptul că atunci Qtoggle nu era mai mult decât niște plăcuțe dezvoltate de Călin în garaj, pe care reușea să ruleze un software scris de el pentru a le controla. Am văzut potențialul acestei idei și așa a început aventura noastră. Care este în momentul de față stadiul acestui proiect și cum i-ar ajuta pe utilizatori proiectul vostru? În momentul de față, Qtoggle se poziționează ca un startup. Nu avem încă o prezență pe piață îndelungată. Până recent, toți oamenii implicați în proiect erau mai mult oameni tehnici, așa că nu avem foarte mult know-how pentru business-ul din spate. După care am încercat să profilăm foarte sumar un posibil client pentru noi și am ajuns la concluzia că clienții final Qtoggle ar trebui să fie niște posesori de locuințe cu un nivel de trai peste mediu, care au o nevoie și o dorință de a-și ușura viața cu un produs care să le ofere automatizări, o ușurință de utilizare și un oarecare grad de monitorizare. Care ar fi scenariul de utilizare? Ce s-ar întâmpla în momentul în care un utilizator ar achiziționa, ar folosi platforma voastră? Ce fel de automatizări? Explică-ne un pic ce s-ar întâmpla în momentul în care s-ar folosi platforma voastră. În momentul de față putem automatiza controlul luminilor, controlul prizelor, putem monitoriza pentru întreaga locuință consumul de curent electric. În prezent lucrăm cu energii verzi, vrem să introducem și automatizare pentru panourile fotovoltaice, cu convertoarele solare. Putem deschide uși de garaj, cam tot ce e bazat pe motoare putem controla și, cum spuneam în prima fază, udatul grădinilor, pentru că acolo e o știință exactă pentru controlul umidității și temperaturii. Pe lângă asta putem dezvolta integrări custom la nevoie pentru anumiți senzori sau device-uri, dacă este cazul. Cum faceți lucrul ăsta? Aveți niște componente pe care le asamblați voi, niște echipamente, ați scris voi softul. Descrie-ne un pic și tehnic ce se întâmplă și pe zona de hardware și pe zona de software. Pe zona de hardware, dacă la început am plecat noi cu niște cablaje făcute pe genunchi, cu timpul am ajuns la concluzia că nu avem nicio șansă să-i batem pe chinezi din punct de vedere al prețului. Așa că am cumpărat de la ei hardware peste care noi am rescris firmware-ul, tocmai pentru a scăpa de grija datelor care ajung în locuri nedorite, cum ar fi comunicarea cu internetul chinezesc. Din punct de vedere software, tot ce rulează în ecosistemul Qtoggle este scris de noi, tocmai pentru a putea controla direct toate componentele, să nu avem surprize de firmware sau incompatibilități între versiuni.
Cum ar urma utilizatorii să controleze toate aceste echipamente, să realizeze automatizările, să pornească un scenariu, să-l oprească? Vă gândiți la o aplicație mobilă, la o platformă web? Din punctul ăsta de vedere, aici noi venim și cu diferențierea față de celelalte platforme, pentru că noi nu încercăm să comunicăm indirect cu device-urile prin MQTT sau If This Then That de la Google. Toate se leagă în mod direct cu hub-ul nostru central și atunci putem controla fără alte intervenții dispozitivele. Practic, fie că vorbim de o priză smart sau de un întrerupător, el este expus direct și are o cale de comunicare direct cu hub-ul. Hub-ul deja prezintă o interfață web care, deși e făcută de doi IT-ști, arată destul de decent, este responsive și nu e o aplicație mobilă, tocmai în ideea în care asta s-ar putea să îngreuneze un pic accesul, dacă ar trebui să-ți descarci încă o aplicație. Este un responsive web app, practic o pagină web de unde poți să controlezi totul dacă ai drepturi de acces la ea. Vă gândiți și la integrări cu alte echipamente făcute de alte companii sau totul va funcționa doar dacă sunt componente produse de voi? Folosim și echipamente ale altor companii care au un soft suficient de permisiv astfel încât să putem interacționa cu ele. De exemplu, pentru reglarea temperaturii, una din soluțiile oferite este un termostat, un robinet termostatabil, practic acum văd că se și vede aici. Exact. Care este făcut de Equiva și acolo noi știm că putem trimite exact temperatura pe care o așteptăm de la el și el o să facă tot în spate și acolo nu ne punem probleme. În schimb, unde formatul de date poate să varieze, nu ne permitem un astfel de risc. Am înțeles. Când estimați că ați putea lansa produsul pe piață sau care sunt planurile voastre pentru acest an? Față de piață mai vrem să punem la punct niște detalii pentru a ajuta clienții să aibă o experiență cât mai fluentă. În momentul de față lucrăm la webshop-ul nostru, de unde potențialii clienți pot să-și aleagă dispozitivele și în plus, pe lângă faptul că primesc un dispozitiv acasă pe care nu mai trebuie să-l facă nimic, e plug and play, dorim să creăm inclusiv un configurator online pentru toate panourile de control și tot ecosistemul să plece de la noi direct pregătit pentru instalarea în dormitorul sau în casa clientului, fără bătaie de cap suplimentară din partea lor. Când estimați că s-ar putea întâmpla ca, produsul vostru să poată fi comandat, să poată fi utilizat, să poată fi instalat? Când estimați că se putea ajunge pe piață și dacă estimați că vă trebuie și finanțare ca să ajungeți la pasul ăsta? O estimare optimistă ar fi undeva septembrie anul acesta. Practic, mai sunt doar de pilit niște muchii ascuțite. Iar din punct de vedere al finanțării, deocamdată încercăm să vedem exact un necesar, pentru că pentru prima fază aceasta a proiectului în care încercăm să sondăm piața, să vedem dacă chiar există o cerere pentru ce am dezvoltat noi, singurul impediment ar fi, să zicem, stocul. Care a fost până acum experiența voastră de a lansa acest proiect, de a intra în zona de antreprenoriat, de a dezvolta un startup? Ați găsit ușor mentor, sprijin? Cam cum vi s-a părut ecosistemul? Și aici vreau să te întreb și ce faceți voi, cei doi fondatori ai companiei. Sunteți angajați undeva? Sunteți lucrați în industria de IT? Da, în momentul de față, atât Călin, cofondatorul Qtoggle, cât și cu mine, lucrăm în industria IT. Suntem oameni destul de tehnici,
Iar odată ce am încercat să ne axăm, să dezvoltăm un business din ce inițial ne-am făcut din plăcere și ca un hobby, am sesizat că e nevoie și de niște mentori pe partea de business, pentru că altfel nu putem avea rezultatele așteptate. Așa că am încercat și am reușit să găsim pe cineva din zonă care să creadă în ideea noastră și dornic să ne ajute, și urmează pe perioada verii să dăm o formă mai exactă business-ului. Unde vă vedeți peste câțiva ani? Credeți că veți fi angajați în continuare la o companie din industrie sau credeți că vă veți ocupa doar de proiectul vostru să-l creșteți cât mai mare? Care e visul vostru? Eu sunt cel mai optimist din echipă și sper că în, nu știu, să zicem, 5 ani amândoi sau pe lângă alți oameni să fim angajați Qtoggle International, pentru că cumva chiar și criza asta în care ne aflăm acum, epidemiologică, s-ar putea să trezească niște direcții clare către business-ul nostru, pentru că deja cu asemenea produse poți să-ți automatizezi nu doar casa, ci și anumite clădiri de birouri sau poate chiar fabrici. Asta atunci limitând expunerea către diferiți factori. Și sperăm să găsim cât mai multe parteneriate și oameni interesați de soluția noastră pentru a ne deschide orizonturile. Care e percepția ta? Cât de receptivă este piața din România la soluții precum cea voastră de tip IoT? Cât de mult interes există pentru tehnologie și în zona consumer și în cea B2B de business? Aici o să răspund și cu dezavantajul și cu avantajul Qtoggle, pentru că se leagă. Practic, în România încă nu suntem suficient de însetați de tehnologie și atât de siguri pe ea încât să îi permitem accesul în casa noastră. Chiar dacă probabil mulți dintre români au câte un Google Home acasă, în momentul în care deja vorbim de controlul prizei sau al iluminării sau chiar mai rău, deja poți să-ți inunde casa sau să-ți deschidă garajul, oamenii sunt un pic reticenți. De ce e asta un punct și un punct foarte pentru noi? Pentru că o să reușim să creăm niște tracțiune, o să reușim să creștem și în momentul în care în sfârșit România o să fie pregătită pentru adopția unui astfel de sistem, noi o să fim acolo să le satisfacem nevoile. Perfect. Sună foarte optimist, să sperăm că așa se va și întâmpla. Sperăm. Mulțumesc foarte mult pentru că ai participat la emisiune și vă doresc mult succes cu proiectul vostru. Mulțumesc pentru invitație. Aceasta a fost ediția de astăzi a ZF IT Generation. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm și la edițiile următoare. Thank you.